ar fi putut cânta la caval. Dar el pune întrebări cu al său stil fenomenal. Aplauze pentru Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! M-a rugat colegul meu, Dodo, să fac un intro frumos la emisiune. Acesta este un intro frumos la emisiune. Și ca să concluzionez, și un zâmbet. Cu cine jucăm? Neacșu! În aplauzele voastre, familia Neacșu! Familia Neacșu din București, Aurora, Mihai și Vasile au mai fost la noi în ianuarie 2017, 3 episoade. Acum sunt conduși de Vasile. Salutare! Cu respect! Vasile este antreprenor. Are o companie, asta o să vă placă la nebunie, de... Pompe funebre! Atenție! Spune că este un om vesel și muncitor. Mult de muncă? Este. Eu nu știu să mă bucur sau să-mi pară rău. Îi place să fie informat, dar Aurora se plânge că stă prea mult timp pe Facebook. În tinerețe a jucat fotbal la Rapid. ICPB ce înseamnă? Prefabricate. Aha, ok. În Liga a patra a fost fundaș central. Te rog frumos, Vasile, să ne prezinti nouă restul familiei. Am venit împreună cu soția mea, Aurora Cristina. Oh! Ei fac așa pentru că n-ai pus dragoste acolo, așa, adică simplu, așa nu merge, nu merge. E simplu, pe 30 de ani totul e simplu și la locul lor. Alte întrebări? Oh! Să rămână. Fiul meu, Mihai Victor. Salutare, Mihai Victor. Fiul meu, Gelu. Salutare, Gelu. Și nepoata mea, Lavinia. Să rămână. Aurora este jurist, îi place să călătorească, să meargă la muzee și la cumpărături, dar fără Vasile. Așa ceva? A jucat 10 ani handbal la CSS1 București, data trecută ea a fost capitan, acum l-a lăsat pe Vasile să-i fie și lui greu. Mihai este șofer și el a jucat fotbal mai de mult, acum se joacă mai mult pe consolă. Cântă la clape și cu vocea, dar doar în familie, nu vrea în alte părți. Nu-i place să-și încălzească mâncarea și nici să-și facă ordine în cameră. Spre deosebire de noi ceilalți care suntem efectiv înnebuniți. Gelu este consilier la Asociația Forestierilor din România. La sfârșitul anilor 70 a jucat în echipa de juniori a clubului Dinamo. Nu mănâncă brânză, roșii, ceapă și nici usturoi. Viața lui este foarte tristă. N-ai voie? Nu, nu-mi plac. Stai un pic, domne, că așa ceva nu se poate trăi. Cum adică? Păi nu le știu nici gustul. De stai un pic. Brânză, roșii, ceapă și usturoi. Tu... Și ce mai mănânci altceva? Carne. Cărnică. Atât? Da. Ah, ok. Da. Bine, carne fără usturoi e pe bune. Fără lăută. Da, nu știu. E... Bea însă zilnic un litru de lapte. Și mănâncă la fiecare mic dejun orez cu lapte. Laptele din litrul ăla? E doar orez. Din jumate. Ok. Lavinia este traducător de engleză, spaniolă și franceză. Joacă tenis de câmp, a participat și la concursuri de amatori, a și câștigat unul care a avut ca premiu o excursie la Roma și o intrare la turneul de la Roma, Foro Italico. Frumos! Da, bravo! Mulțumesc. Bine ați venit la noi! Bine ați revenit la noi! Toată lumea bine? Da, ok. Ne distrăm, da? Sigur. Baftă! 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 De cealaltă parte, familia Ionel! Și de-al treilea joc? Da. Bun. Mihaela, bine ați revenit. Te rog frumos să ne prezinti și nouă restul familiei. Sunt cu Gena, sora mea. Bună, Gena. Bună. Cu Madalina, verișoara mea. Bună, Madalina. Cu Adi, mama mea. Bună, Adi. Bună. Și cu verișoara Cristina. Bună, Cristina. Bună. Bine ați revenit. Bine v-am revenit. Baftă. Jucăm? Runda întâi, capitan în față. Să vedem câte variante avem. O
8 variante. Am întrebat 100 de români. Ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Șampanie. Ia uite. Jucăm, pasăm? Jucăm. O să jucăm. Mulțumesc, Vasile. Gena, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Vin. Da. Da. Bun. Madalina, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Cocktail. Cocktail. Da. Până acum sunt lemn. Bun. Adi, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Mai bea și tărie. Whisky. Whisky? Da. Castravete se fac. Bun. Cristina, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Tequila. Maică mea! Șaturi. Frățiuc! Țupăficatul, ce-ai? Mihaela, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Tot pe tărie. Vodcă. Da, da, da. Treabă serioasă? E internare, dar te uiți la ele, drăguțele, așa ce faceți? Mergem la o petrecere a burlăcițelor și ne facem lemn! Familia Neașu, aveți dreptul să vă sfătuiți. Gena, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Suc. Slavă Domnului! Trebuie stins cu ceva, mămică? Bun, bun. Ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Gin. A luat ce a luat o gură de suc și acum hai, o luăm de la cameră. Avem și gin. Adi, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Și bere. No. No. Ce? Se balonează. Se balonează. Avem și bere. Ce vorbești, mă? Ce carcalete e acolo? Cristina, ce beau fetele la o petrecere a burlăcițelor? Lichior. Asta lipsea. Te pup. Avem? Da. Incredibil. Câștigă runda familia Ionel. Eu nu vreau să vă supăr. Dar asta e comă. Asta este ceva de nu s-a mai văzut. Adică petrecerea asta trebuie făcută cu 3 săptămâni înainte de nuntă. Că dacă nu, e strâmbă 2 săptămâni a noastră. Ce vorbești așa ceva? Șampanie, suc, lichior, vin, cocktail, bere, whisky, gin. Eu am murit deja. Frățiuc. Păi te dregi cu suc. Doar ne cheamă Com? Și Ionel. Te dregi puțin cu suc. Ce să te dregi? Că sucul ăla nu se mai pune. Ce vorbești? De la suc mi s-a făcut rău, să știi. Runda A, dar te uiți, stai un pic, te uiți la ele, așa minione, delicate. Mm-hmm. Da. Și ce? Mai hai să începe cu niște șampanie. După aia, dacă e, luăm puțin suc și vodcă. Și, dar te uiți că erau și cu mama după ele. Știi? Și zici, domne, mama e responsabilă, dar totuși liniștită, alea. Ce bem, mamă? Whisky! Tata o să fie mândru de noi. Runda a doua, mămică! Să ne cunoaștem, să fim prieteni, să vedem câte variante. 7. Am rugat 100 de români să completeze fraza spusă de o domnișoară la întâlnirea cu... Iubuitul scrie, dar trebuie să fie iubitul, nu? La întâlnirea cu iubuitul ei.
Am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un paturiaș din aur încrustat cu multe pietre prețioase, de exemplu cu... Diamante. Diamante. Mă rog, unu. Jucăm, pasăm, hai să jucăm, mulțumesc. Mihai, am visat... Deci nu e vorba de tine, da? Deci fraza spusă de o domnișoară la întâlnirea cu iubuitul ei. Am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un paturiaș din aur încrustat cu multe pietre prețioase, de exemplu cu... Rubine. Cu rubine. Da. Ok. Ce vă rog, să o ținem mai pe sărăcie. Câte unul, nu mai mult. E un rubin. Ok. Gelu, am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un paturiaș din aur, încrustat cu multe pietre prețioase. De exemplu, cu... Safir. Cu safir? Da. Bun. Lavinia. Am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un paturiaș din aur încrustat cu multe pietre prețioase, de exemplu cu... Smarald. Smarald. Da. Sună bine. Bun! Bun! Vasile. Am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un pat uriaș din aur încrustat cu multe pietre prețioase, de exemplu cu... Chișlimbar. Da. Bun? Aurora, am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un paturiaș din aur. Hei! Încrustat cu multe pietre prețioase, de exemplu cu... Swarovski. Cu Spirovski. Da. Avem Tarkovski de ăsta? Da. Nu e acolo. Mihai, ai visat tare frumos. Se făcea că erai regină și aveai un paturiaș din aur încrustat cu multe pietre prețioase, de exemplu cu... Perle. Cu perle. Da. Nu? Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Gelu e rândul tău să fii regină. Am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un pat uriaș din aur încrustat cu multe pietre prețioase, de exemplu cu... Topaz. Da. Schiuri bune, domne. Bune. Avem topaz, foarte bine, domnule. Lavinia. Am visat tare frumos. Se făcea că eram regină și aveam un pat uriaș din aur încrustat cu multe pietre prețioase. De exemplu, cu... Există o piatră albă, piatra lunii? Da, nu știu dacă... Piatra lunii. Da. Nouă, zeci, două de puncte în joc. Vă ascult. Briliante. Ok. Cu pietre de jad. Am înțeles. Inestimate. Bine. Cristal. Ok. O singură variantă. Am visat tare frumos. Se făcea că eram regină. Aveam un pat uriaș din aur, încrustat cu multe pietre prețioase. De exemplu, cu... Cristal, cuarț. Ametistul, cred că este. Cristal, cuarț. Câștigă această rundă familia Neacșu! Până ce vis și doamna domnișoară asta m-a leșinat. Era regină. Da? Și avea pat uriaș din aur. Voi vă dați seama că era un pat uriaș din aur? Vă dați seama că te trezești noaptea, că ai un drum de făcut? Și când îi dai un dește mic în piciorul de la patul ăla din aur, că îți dorești să mori? Zic, copănele. Și era încrustat cu multe pietre prețioase. Păi îți dai seama, te întorceai brusc în pat, să te întorci pe partea aia și greșeai. Când îți veneau diamantile alea toate, nu mai știai de capul tău. Te trezeai că te-ai bătut cu jaguarul dimineața. Așa vis. Dai seama, după ce i-a zis lui
se făcea că era regină și aveam un pat uriaș din aur. Hai, dă salteaua mai încoace și închide cortul ăla, lasă scandalul. Ce avem acolo? Jad? Onyx. Onyx. Opal. Cum? Opal. Agat. Cum? Opal. Opal. Onyx. Opal. Onyx. Agat. Agat, am. Pauză? Da. Perfect. Am muncit 20 de minute degeaba, 93 la 92. Încercând o rundă a treia, vedem ce se întâmplă. Runda A! Treia! Perfect. Cu cine jucăm? Madalina și Mihai. Să procedem. Să vedem câte variante avem. 7 variante. Am întrebat 100 de români. Ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? O ghiveci. Cratiță? Sunteți bine de tot amândoi. Adi? Lavabilă. Foarte bine ne iese. Gelu? Canapea. Mobilă. It's a miracle. Hallelujah! Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Madalina. Lavinia, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? Aș cumpăra un covor. Covor? Da. Bun. Vasile, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? Draperii. Da. Da. Bun. Aurora, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? O pătură. O pătură. Da. Da. Avem pătură maro? Mihai, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? Așternuturi de pat. Așternuturi de pat. Da. Da. Bun. Gelu, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? Ferestre din termopan. Da. Da. Nu-s acolo. Dar e o variantă bună. Lavinia, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? O cuvertură asupra patului. E acolo. Merge. Nu e pătură, e cuvertură. Ce vreau să vă întreb? Cuvertura e cuvertură? Da. Pătura e pătură. Da, e separat, se pune deasupra. Da, să zic. Cuvertura. Păi nu, ca să regelul, să ne certe. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Vasile, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? Greșe, e faianță. Da. Bun. Aurora, ce cumperi pentru casă dacă îți place culoarea maro? Faianța. No. No. 97 de puncte în joc. Vă ascult? Lustră. Ok. Tot lustră. Bine? Lustră. Am înțeles? Ușă. Bun. O singură variantă. 97 de puncte. Mihaela, ce cumperi pentru casă, dacă îți place culoarea maro? Față de masă. Maică mea. Da. Nu. No. Nu. No. No. Nu lustră, nu ușă, față de masă. No. Câștigă această rundă familia Neacșu. Ușă? Parchet. Parchet, domne. Parchet. Parchet. Parchet și lavabil.
Nu am încercat cu lavabilă. Și nu e. N-a ținut. Parchet? Parchet. Cum? Jaluzele. Jaluzele, nu cred. Nu. No. Parchet? Parchet. Și aragaz. Ce frigider. Parchet. Parchet, domne. Parchet. Runda A. Pata. Perfect. Puncte. Incredibil. Ali și Gelu. Magnific. Să vedem câte variante avem. Opt. Am întrebat 100 de români. Chiar dacă este fierbinte, din ce mâncare guști pentru că nu mai poți de poftă? În ciorbă. Favorit? Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Tabinia, chiar dacă este fierbinte, din ce mâncare guști pentru că nu mai poți de poftă? Sarmale. Da. Bun. Vasile, chiar dacă este fierbinte, din ce mâncare guști pentru că nu mai poți de poftă? Friptură. Da. Nu avem varianta asta. Aurora, chiar dacă este fierbinte, din ce mâncare guști pentru că nu mai poți de poftă? Chiftele. Mi-a făcut poftă. Și mie. Nu? Nu? Ce, nu ți-e bine, de-aia nu ți-e poftă, de-aia să zic. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Mihai, chiar dacă este fierbinte, din ce mâncare guști pentru că nu mai poți de poftă? Tocană de cartofi. Tocană de cartofi. Bun! Gelu, chiar dacă este fierbinte, din ce mâncare guști pentru că nu mai poți de poftă? Fasole. Fasoie. Da. Da sau ba? Da. Ciolan. Da. Bun. Cristina, spune-mi. Ciulama. Ok. Pilaf. Bine. Ardei umplut. Am înțeles. Piure. Piure. Bun. Cinci variante. Chiar dacă este fierbinte. Din ce mâncare guști pentru că nu mai poți de poftă? Pilaf. Pilaf. Pilaf avem? Da. Da? Da. Câștigă această rundă familia Neacșu. Sincer să fiu, nici eu nu mă omor pe pilaf. Tochitură. Adică e bun acolo, dar așa... Musaca. În lateral, la cuiva. Cum? Tochitură, musaca. Musaca. Tochitură. De musaca n-ai cum. Varză. Varză. Varză călită. Varză, da. Varză călită. Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți, băi, băiatule, ei sunt. Mamă, cu niște sare aruncată acolo și cu niște bucățele de-alea de ustură, iartă-mă, Gelu. Iartă-mă. Ții de ceapă. Mătălită! Șapte! O stropelă! Supă! Varză! Da, a zis bine, Gelu. Șase! Supă! Tochitură! Musaca! Ciulama! Orez cu lapte! Să nu spună Gelu orez cu lapte! Să nu spună Gelu orez cu lapte! Păi, dar mănâncă puțin mai rece. Incredibil! Ce avem la 5? Mici supă. Pomana porcului. Pomana porcului fierbinte. Ei, tot la friptură. Nu-ți dai seama. Ciulama. Iar la 3... Cine, a zis cineva ciunama la voi, Adi. Nu? Adi. Adi, Adi. Iar la 3... Mici. E mici. Zic-o, panelule. Știi la ce mă gândesc eu acum? Pui la ce? Exact,
exact la niște copane de alea făcute la ceaun. Am încercat cu o friptură, nu, dar uite fix. Și mă gândesc spre disperarea lui Gelu la un mușdei de la făcut. Da, de la agresiv. De la de după trei zile ți-aduce aminte de el, știi? Încă... E cu tine. Ce, Vasile, vrei să schimb vorba? Aia, bine, dar ăsta, copănelele alea la ceaun, merg cu cartofi, tot cu cartofi frăjiți. Ce vorbești? Da. Cartofi, mușdeiul ăla și... Merg și cu mamăliga după panou. Da. Nu, eu mă duc acasă să-mi fac noma, în seara asta îmi fac. N-ai cum, tată. Super! Mai, deci eu zic, atunci când se face la noi în casă supă cremă de... Eu sunt nebunit. Cum e ea verde acolo, așa, da. Și mă strigă, mamă, haide că am făcut supă cremă de broncoli. Mamă, deci acum vorbim cu voi, îmi dau seama că nici pui nu mai vreau. Ce rund avem? A cincea, perfect. Haide să jucăm. Puncte duble. Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de români ce poți uita într-o bancă. Buletinul. Favorit? Jucăm, pasăm? Jucăm. Așa, jucăm, mulțumesc. Mihaela, ce poți uita într-o bancă? Cardul. Da. Bun. Gena, ce poți uita într-o bancă? Portofelul. Da. Până aici sunteți uituce bine. Da. Nu e acolo. Mădălina, ce poți uita într-o bancă? Geanta. Da. Da. Bun. Adi, ce poți uita într-o bancă? Telefonul. Da. Bun. A sunat ca și când vorbește de experiență. Mai uităm. E acolo, bun. Cristina, ce poți uita într-o bancă? Un ordin de plată. Da. Da. No. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Mihaela, ce poți uita într-o bancă? Pixul. Da. Pixul. Avem sau nu avem? Da. 124 de puncte în joc. Vă ascult? Cred că poți uita chiar bani. Ok. Cheile de la mașină. Ok. Cheile. Ok. Umbrela. Ok. 4 variante nedescoperite. Ce poți uita într-o bancă? Cheile. Da? Da. Da. Câștigă această rundă familia Ionel. Ce avem la 7? Banii. Da. Să uiți banii? Da. Păi de-aia te-ai dus acolo. Păi și a lăsat pe scaun. Lăsat pe scaun? Da. Îmbrăcămintea. Îmbrăcămintea? Da, adevărul că iau ăștia de la bancă și hainele de pe tine, adevărul. Șapcă. Nevastă. Bani. Celu, tu ai zis? Eu. Nu. La venit. Bun. 6. Ochelari. Căciula și ochelarii. Mai avea să spuneți ciorapul de damă. Umbrela. Ai zis, nu? Da. Da, Aurora.
Cinci? Ochelari. O carte. Ochelari, o carte. Adevărul e că de multe ori îmi place, îmi place să mă duc să citesc în bănci. Ați încercat? Da, este superb, efectiv. Te pui, îți găsești un loc, mai ales în băncile astea unde e cu scandal, și te pui liniștit și te și ea urlă acolo. E prea mare comisionul! Foarte liniștit, e oricum mult mai bine decât un parc. N-am mai ieșit din Banca Comercială, fete și băieți, iată că ne-am dus la școală. Mă rog, eu m-am gândit, eu fiind tânăr, m-am gândit la varianta asta. Noi ne-am gândit. Am zis ghiozdan. Caiet! Iată. De la școală. Da? 3-3-7 la 2-1-7, iată că s-a relansat jocul, urmează runda a șasea, punctele sunt triple și, drept urmare, oricare dintre cele două familii ar putea câștiga. Jucăm cu cei doi... Căpitani! Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am rugat 100 de români să completeze sintagma punct de... Exclamație. Ok. Nu e acolo. Punct de vedere. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Aurora. Punct de... Sprijin. Avem? Da. Foarte bine. Mihai, punct de? Punct de suspensie. Ok. Gelu, punct de? Nu știu. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Lavinia, punct de? Inflexiune. Ok. No. 45 de puncte. Vă ascult? Punct de lucru. Ok. Punct de control. Bun. Punct de întâlnire. Bine. Punct de plecare. Am înțeles. Variante ar fi câteva. Eu m-am gândit la punct, Mihaela, punct de? Lucru. Lucru. M-am gândit la punct de fierbere. Da, da, da. Nu știu dacă o fi. Câștigă această rundă familia Ionel. Câștigă acest joc familia Neacșu. Șapte. Reper. Referință. Reper. Control. De plecare. Reper. Șapte. Puncte, puncte. Puncte, puncte. Plecare. Ați avut plecare, bravo. Da. Întâlnire. Punct de întâlnire, nu? Întâlnire. De? De? Punct de trecere. Control. 3. De sosire. Ați avut și control, nu? Da. 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 Care? De suspensie. De suspensie e unul singur. Nu e, nu funcționează. Punct de suspensie n-avem. Ah, da. Ce da? Informare. De? Informare. Punct de informare. Da. Colectare. Bun. Și? Mi-aduc aminte, vă aduceți aminte de cei 3 R? Da. Reciclare, recuperare și... Refolosire. Refolosire, așa exact. Așa este, da. Da, domnule. Pe vremea aia, mă rog, funcționa. Funcționa măcar... La școală. Colectarea, știi? Ce? Nu, că am citit despre aceste lucruri. Am citit despre aceste lucruri.
punct de pensie, bravo, da. Incredibil, Mișu. Băi, Mișu m-a văzut jos și m-a, cu piciorul a dat cică. A, ți-aduce aminte ce trăier, dar atunci punct de pensie. Da, este, este. Da, e punct de pensie. Suntem certați două minute. Prim ajutor! Punct de prim ajutor, iată. 3-3-7 la 2-6-2. Mergem mai departe cu familia Neacșu. Pregătiți-vă de runda Fulger și ne luăm la revedere de la 5 fete cu cuiete foarte simpatice. Ați jucat foarte bine. Sunteți incredibil de simpatice. Mă bucur că ați venit. Sper să mai veniți. Noi ne bucurăm că te-am cunoscut. Toată bună, Gena. Toată bună, Modă. Toată bună, Adi. Noi mulțumim. Pauză scurtă, revenim. Rundă! Bună dimineața, Vandermo. V-a speriat puțin. Da, ai în rundă. Ce? Ce a zis? 1300... 49. Cine a zis 48? Eu. Exact. 1348 de lei ați câștigat până acum. Putem adăuga 2500. Cu cine joc? Noi doi. Noi doi. Haide. Sunt două manșe. Încep cu... Mine. Cristina. Ne vedem mai încolo. De secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas trecem mai departe, la final ne întoarcem. Cronometru pornește din momentul în care voi termina de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Când se plimbă prin pădure, ce vietate din regatul animalelor dă mereu cu capul de crengile lăsate? Cerbul. Mirosul cărei plante îl simți atunci când folosești un produs de curățenie? Mentă. Ce culoare nu apare pe un semafor? Negru. Ce porți mai multe veri la rând? Maiuri. Unde poți vedea un ventilator? Într-o casă. Într-o casă, cine... Da. Vreți să vedem? Hai să vedem. Când se plimbă prin pădure, ce vietate din regatul animalelor dă mereu cu capul de crengile lăsate? Tu mi-ai spus? Cerbul. Ok. Ia să... Noi avem și noi un cerb în echipă, oricum îl dă cu capul în toate cele, că poartă tot timpul ochelari de soare. Bine, cerbul nostru e mai mult unicorn, dar în sfârșit. 18 puncte. Bun. Mirosul cărei plante îl simți atunci când folosești un produs de curățenie? Mi-ai spus? Mentă. Să vedem. Șaisprezece. Bun. Ce culoare nu apare pe un semafor? Mi-ai spus? Negru. Să vedem. Bun. Ce porți mai multe veri la rând? Ce tu mi-ai spus? Mai eu. Ok, să vedem. Oare avem mai eu? Câte găurele? Una. Niciuna. Unde poți vedea un ventilator? Casă. În casă. Să vedem. Câte grade în casă? Cred că e prea general. 45 de puncte. Poate cine știe, manșa a doua reușit mai mult. Vine acum Vasile. Vasile. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas. Mergem apoi mai departe, revenim la final, sigur, dacă mai avem secunde rămase.
Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare și în momentul în care îmi dai un răspuns, sau imediat după, sau de sunetul ăsta. Așa, bun. Înseamnă că am primit deja acel răspuns și atunci îmi dai repede altul. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Când se plimbă prin pădure, ce vietate din regatul animalelor dă mereu cu capul de crengile lăsate? Girafa. Mirosul cărei plante îl simți atunci când folosești un produs de curățenie? Clevâncica. Ce culoare nu apare pe un semafor? Albastru. Ce porți mai multe veri la rând? Tricouri. Unde poți vedea un ventilator? Într-un restaurant, într-o bucătărie. O să rămânem cu restaurant. Suntem bine? Da. Sunteți așa un... Cum? Care? Vrei să vedem? Da. Voi vreți să vedem? Da. Relație, tu vrei să vedem? Da. Hai să vedem. 45 de puncte avem deja. Când se plimbă prin pădure, ce vietate din regatul animalelor dă mereu cu capul de crengile lăsate? Tu mi-ai spus? Girafa. Ceva îmi spune că dă cu gâtul, dar nu te contrazic. Să vedem câte frunze. Foarte bine, domnule. Favorit? Girafă. Apoi cerb, urs, elefant, căprioară, maimuță, leu, ren. Mirosul cărei plante îl simți atunci când folosești un produs de curățenie? Am încercat cu menta, ne-a ajutat, dar nu foarte mult. Tu mi-ai spus? Ai uitat ce ai zis. Am uitat ce ai zis, dar... Lebănțică. Lebănțică, da. Da, are mirosul aromat. Să vedem... 42 de puncte. Bun. Favorile vânțica, apoi mentă, lămâie, iasomie, trandafir, liliac, aloe vera, mușețel. Ce mă lasă pe mine cu gura căscată este faptul că n-avem aici pin sau brad. Ce culoare nu apare pe un semafor? Mi-ai spus? Albastru. Albastru. Până acum ai dat doar răspunsuri de top. Girafa și levânțica. Și albastru e tot top. Zizi top. Moșorodie. Albastru favorit, apoi mov, roz, negru, alb și maro. Ce porți mai multe veri la rând? Tu mi-ai spus? Tricou. Tricou. Până aici mi-ai dat doar răspunsuri de top. Girafă, levănțică, albastru. Acum mi-ai spus? Tricou. Să vedem. Câte veri? 36. Fix jumate. Favorit. Sandale, apoi tricou, rochie, pantaloni scurți, costum de baie, papuci, bluză, șapcă. Unde poți vedea un ventilator? Mi-ai spus? Restaurant. Restaurant, într-o bucătărie de restaurant. Restaurant. Să vedem? 21. Blackjack. Favorit, magazin. Magazin. Apoi birou, salon de înfrumusețare, coafor, bucătărie, sufragerie, mașină, dormitor, doctor. Foarte aproape, aproape cu un pas, dar nu-i mai merge mai departe. Mai încercăm fericitări. Haideți cu toții, haideți cu toții, familia Neacșu. Iată, s-au întors după 2 ani, 3 ani. Mai încolo, mai încolo. Și-au reușit, mai încolo, mai încolo, mai încolo. Hai, hai, și au reușit să câștige primul joc, să vedem cât de departe vor merge. Haideți și voi, cucuietelor, oameni buni, ăsta a fost jocul de astăzi. Să fiți bine, mult zâmbet să aveți în viață și soare și, desigur, o plăcintă cu mere. Și cu niște scorțișoară și cu niște zahăr pudră deasupra, așa. Și trageți și o înghețată peste, că vorba aia, viața să fie veselă.